vine mărturisirea anului. Este cel mai important lucru din anul 2018, până acum, că e la început anul, dar sunt foarte curios ce s-a întâmplat în Spania și urmai. Ne-am întors la radio, este prima ediție din anul ăsta. Băieții care sunt aici cu mine în studio și fata Alexandra, da. Ei nu știu ceea ce o să le spun. Credeți-mă, deci, dragi ascultători, colegii mei habar n-au ce o să se întâmple și ce o să le zic în momentul ăsta. O să le spun ceva ce o să le schimbe părerea despre mine și o să vă spun vouă ceva ce o să vă schimbe părerea despre mine în viața asta. Nu, pe bune acum, ce ai făcut? Putem să intuim, te lași de bere? Nu. Doamne ferește, stai. Da, te faci pilot de raliu? Nu. Ți-ai carnet. Ok, bun. Vorbim despre Spania. Am fost în vacanță acolo, am fost cu Iulia și în noaptea de Revelion, aproape de ora 12, eram foarte aproape de ea și am vorbit, am ajuns într-un moment foarte emoțional, unul cu altul, moment în care i-am spus că o iubesc foarte mult, moment în care i-am spus că de când sunt cu ea m-am schimbat și că sunt un om mai bun și că ea a făcut chestia asta pentru mine, moment în care m-am uitat la ea foarte serios și am întrebat-o dacă vrea să fie soția mea. Nu pot să cred. Am întrebat pe Iulia dacă vrea să fie soția mea la 12 noaptea de Revelion. Ce n-ai zis nimic până acum? Nu o să cred! Nu puteai să vă zic decât acum! Iulia, ce a zis? Uite, vezi o femeie care întreabă întrebarea adevărată! Ce a zis Iulia? A zis da, a zis poate! A zis da. Și said yes, știi? Toate postările pe Facebook și said yes. Băi, n-aveam nimic în cap, deci ideea următoare. A fost foarte surprinzător și pentru mine momentul, n-aveam nimic în cap. Inel? Și n-aveam nici inel. Nu spuneți asta, dar nu, adică știu că vă uitați acum, toată lumea e așa ce... n-aveam, dar s-a simțit atât de mișto momentul și am simțit că atunci trebuia să fac chestia asta și am simțit că, într-adevăr, tot ceea ce am trăit noi până acum a dus către momentul ăsta și am emoția acum că vă zic vouă chestia asta, credeți-mă. Tu știi ce înseamnă asta? Șurubi? Da, dacă știu! Dacă se căsătorești, o să scadă prețul la benzină. No, o să avem zăpadă de Crăciun, o să bere. Da, nu știu. La nunta ta, se inversează din nou polimagnetic. Deci am emoții că vă zic vouă chestia asta. Acum vă dați seama ce emoții am avut atunci când i-am zis ei și am decis chestia asta. Băi, am cerut-o în căsătorie. Este cel mai important lucru pe care l-am făcut în viața, în viața mea până acum. Ai, ce frumos. Părinții tăi, ai spus părinților? Da, știi? A fost cel mai greu. Da, sunt foarte fericiți ai mei, dar îți dai seama ce greu a fost să spun părinților ei. A trebuit să-i sun din Spania și să o cer, practic. A fost... Ți-au dat voie? Da, am primit binecuvântare. A zis da și toate din ei? Băi, vă așteptați la chestia asta, Lidia, acum. Sincer, nu. Dar trebuie să vă spunem că Șurubel are acum lacrimi în ochi și acum bănesc și atunci ai avut lacrimi în ochi. Nu vă așteptați la nunta anul ăsta, nu știu dacă anul ăsta sau anul viitor, posibil anul viitor, nu vreau să mă bulversez și mai tare, dar faptul că am luat decizia asta, faptul că am avut pentru mine curajul ăsta, pentru că mă știți pe mine, dudes. Come on, știți cine sunt eu și știți cum sunt și eu nu mă așteptam de la mine la chestia asta, dar păi voi, adică este the big thing. Eu nu cred, eu cred că face mișto un timp. Nu e o glumă, nu e absolut nimic, pur și simplu se întâmplă chestia asta și pentru mine e uriaș momentul ăsta. Și aș vrea să fiți cu mine și să fiți și voi fericiți pentru lucrul ăsta.